Bună seara, bună ziua sau bună dimineața, dragi români de pretutindeni. Iată-ne la un alt episod al podcastului nostru. Noi vă salutăm aici cu stimă și cu respect la pupitrul revistei România Culturală, Patrick Matiș, împreună cu fratele meu de cruce, Tudor Urse. Astăzi avem o emisiune, un subiect special despre bombă. Care vrem să vorbim. Cum? Bombă. Cum? Bombă. Bomba! Exclusiv, da. Deși cam retroactiv, este un subiect istoric pe care am zis să-l atingem și noi, pentru că n-am vorbit despre el până acum. Și de data aceasta chiar să-l atingem, vorba aceea, bombă cu documente, cu referiri istorice reale, așa cum le-am găsit în arhive. Și iată-ne, astăzi discutăm despre 23 august 1944. Este un punct de cotitură, un punct de, să spunem așa, o răscruce de drumuri pentru noi, pentru Europa în sine, pentru că atunci s-a dat drumul la marele experiment sovietic, socialist, care, mă rog, unii au spus că a fost comunist, alții socialist. Noi credem și cu, pe bună dreptate, chiar a fost un experiment socialist, căci comunismul abia de acum începem să-l simțim venind pe filiera aceasta neomarxistă, după cum am văzut foarte bine și la noi în țară și peste tot în lume, pentru că vremurile pe care le trăim, dragi prieteni, sunt conturate, să spunem așa, de o stângă ultra marxistă, de o stângă ce vrea să distrugă toate statele națiuni, ce urăște națiunile și urăște, în general, popoarele așa cum au fost ele conturate acum câteva sute de ani, când au început să se coaguleze și să se unească în țările pe care noi le vedem astăzi. Da, dragi prieteni, este un punct de cotitură. Am zis să facem să vorbim despre acest subiect pentru că la un moment dat am văzut pe Facebook o postare, i-am arătat-o și lui Tudor, o postare cu un afiș, un banner, pe un grup numit Uniunea Tineretului Comunist. Da? Ați auzit bine, cei care sunteți de o vârstă, știți ce înseamnă UTC. Mă pește râsul. Tineretul comunist, auzind astăzi, scuze. Tineretul astăzi, da. Și postarea venea de la nimeni altul decât Partidul Comunist din România, PCDR. Mă rog, nu știu dacă era același Partid Comunist Român, nu știu dacă poate poți să te ajut. Da, chiar poți să te ajut ca o completare? Așa, da, poate știi tu. Nu știu ce fel de, mă rog, partide sau poate. Este o asociație. Sufiere născut, nu știu. Aha. Deci este, nu este partid, este o asociație de nostalgici, trecuți de 80 de ani, cu câteva persoane tinere, care sunt mult mai extremiste decât persoanele trecute prin experiment de tristă amintire. Este o asociație creată pentru că Constituția României interzice prin lege orice formă extremistă de partid și nu au dreptul să participe la alegeri parlamentare, cu toate că au încercat să-și creeze partid din 91, dar a fost un mare scandal atunci, evident, pe urma noilor mișcări și, evident, a mișcărilor democratice ale tineretului, săturat de atunci de experimentul trecut, mai ales de anii 80, și care se vroia foarte mult scoaterea adevărului la iveală, și presa a făcut foarte mult tam-tam pe subiectul ăsta și nu s-a putut concretiza. Și practic e o asociație, putem spune exact ca un fel de ONG, dar nu e ONG, e exact, spune, asociația PCDR, e ca un fel de asociație de bloc, am putea să o numim, și nu poate fi luat în serios, cu toate că ei se iau în serios și mie mi se pare de râs,
Acest este lucru hilar, e hilar. E hilar cum unii oameni, mai ales tineri, adică de vârsta noastră, vorbim de 30 de ani, care fac parte din această mișcare, care sunt spălați pe creier, de fapt, frate, de anumite persoane neimportante, nici nu trebuie să fie, și care e foarte interesant că ei vorbesc prin postările respective de renașterea spiritului comunist al lui Gheorghiu Deja, al lui Ceaușescu, deci citind anumite postări de genul ăsta, nici cruce n-am putut să-mi fac, m-a bunit râsul mai întâi, adică e de râsul plânsul. Să văd, cred că și neomarxiștii râs de ei, uitându-se, ia uite și pe ăștia. Încearcă, da, nostalgici, într-adevăr, da. Da, ia uite ce încearcă să facă, știi, mai bine e cooptăm la noi în tabără. Dar e doar o asociație care tot încearcă, dă din coate, putem spune, pe românește să-și facă loc, să câștige locuri în Camera Deputaților. Niciodată nu se întâmplă, asta e clar. Asta pot să zic clar că... În primul rând trebuie să devină partid, da, așa este. Da, exact. Motivul pentru care am zis, ia uite ce chestie, 23 august, pe afiș scria 23 august 1944, salvarea României din brațele sau ceva de genul dictaturii antonesciene, fasciste, de tip fascist sau ceva asemănător. Bă, inclusiv era vorba și de mișcarea legionară, legionarist. Și am zis, hai să îi arăt și lui Tudor. Și Tudor a spus, hai să facem și noi un episod despre 23 august 1944, pentru că dacă încă mai circulă asemenea informații pe internet, pe Facebook, și culmea erau destul de, adică am dat repede de ea, am zis, hai să lămurim o dată pentru totdeauna ce este cu acest 23 august 1944 și ce s-a întâmplat. Noi știm, dar vrem să vă împărtășim și vouă mai departe ca să puteți să trageți o concluzie, să puteți să judecați și singuri. Și atunci am zis, domnule, 23 august 1944, hai să o luăm așa cu începutul. Ce s-a întâmplat atunci? A fost trădare sau salvare națională? Bun, mai întâi, hai să vedem ce s-a întâmplat mai exact la 23 august 1944. Lămânește-ne tu, frate. În primul rând, frontul din Moldova, Galați, Nămăloasa, Iași, cade. Era ultimul front de rezistență împreună cu armata germană, prin care încă mai mențineam ultima linie de rezistență care se retrăsese de la Kursk. Nemții pierduseră foarte mult de pe urma bătăliei de la Kursk și începeau să se retragă și, evident, și aliaților, dintre care și noi, ne-am retras. Ion Antonescu a păstrat această linie, spunând cu orice preț, citind în arhive, mai exact arhive din arhiva statului major al armatei, în care se pot găsi și pot recomanda oamenilor interesanți să meargă la Cercul Militar Național, unde își pot face un abonament, prin care pot căuta, cumpăra cărți pe istorie militară. Și recomand din tot sufletul acest lucru, pentru că și eu am abonament acolo și nu neapărat că am abonament, dar documentele pe care le găsesc în cărți, în cărțile respective, sunt mult mai importante decât istoria generală predată. Frontul cade, din păcate generalul responsabil de păstrarea liniei frontului ordonă armatei române să lase armele. La momentul respectiv, fără niciun ordin dat de către Ion Antonescu, explicit pe tema asta, putem să ne punem într-un fel să ne imaginăm ce însemna asta ca și pentru aliații noștri nemți. Da? Adică ei își pierd o parte din front care era destul de importantă, armata română sau corpul de armate român, cum era denumit de către Hitler în documente, și pierd practic unul din brațele de rezistență care era pe partea de sud-est a Europei. Ce se întâmplă?
Antonescu este chemat în audiență la rege, la Mihai. Între timp, Antonescu aștepta răspuns din urma negocierilor cu anglo-americanii și cu nemții pe un armistițiu și cu sovieticii pe un armistițiu de ieșire a României și păstrare a suveranității noastre, pe cât posibil, evident, așteptând răspunsurile de pe urma convorbirii cu Molotov. Regele îl cheamă în audiență, există un schimb de replici, Antonescu credea că de fapt știa despre ce urma să se întâmple, că va fi de acord cu deciziile respective și că va aștepta. În momentul respectiv, ca din senin, o parte din delegați și o parte din camarila regală se retrag. Un militar de rang inferior intră în sală, pune mâna pe Antonescu și îi spune: domnule mareșal, sunteți arestat. Ion Antonescu se uită la el și îi spune: rușine să-ți fie, astea sunt acte care dezonorează un cadru inferior. Ia mâna de pe mine. Și pe urmă începe tot periplul cu arestarea lui, băgarea lui într-o temniță din cadrul Palatului Regal din București, temniță care nu mai există astăzi, a fost un corp de clădire care inițial exista în spatele Palatului Regal, a fost bombardat de nemți când am întors armele, practic, la câteva zile după aceea, și a fost demolat după 1945 pentru a se crea sala Palatului, care s-a adăugat în spate. Deci, practic, clădirea aceasta era o anexă unde a stat Antonescu arestat în celula respectivă. O să urcăm cât de curând jurnalul lui Antonescu ca documente pentru toți cititorii noștri și ascultătorii noștri, pentru toți cei interesați să citească și varianta mareșalului. Pentru că este una foarte interesantă, merită citită și neapărat merită înțeleasă, pentru că noi am avut doar varianta lui Mihai, din documentare și din interviu. Și ar trebui completată și de mărturia mareșalului. Deci, practic, în momentul respectiv, cade planul lui Antonescu, cade din senin, totul îi pică fața, pur și simplu. Iar la ora 22, regele face proclamația către țară, prin care menționează o minciună, spunând că România a acceptat armistițiu propus de Uniunea Sovietică. Minciună pentru că acel armistițiu a fost semnat pe 12 septembrie același an, nu a fost semnat nici de cum în aceea zi cu arestarea mareșalului. Deci putem spune, de fapt, că a fost o răsturnare de situație rapidă, căzută ca din cer, care, mai ales pe mareșal, căci pe Mihai Antonescu, i-a luat prin surprindere. Pentru că mareșalul, oricât nu s-ar fi înțeles el cu Mihai, nu se aștepta la acest lucru. Și o să discutăm împreună aceste etape. Deci, cam asta s-a întâmplat pe scurt. Da, înainte să trecem la următoarea chestiune, ca să vedem practic ce a dus la actul de la 1944 de pe 23 august, aș vrea să vă arăt aici o carte. Este... și scot. Opa, a căzut Eminescu. Nu, trebuie să ridicăm. Da, o să îl pun imediat la loc. Cred că se vede. Da, da. Mai așa un pic. Războiul de întregire. Mm-hmm. Da, bine. Veneția. Interesant, este publicată de Iosif Constantin Drăgan, Fundația Europeană Drăgan, 1991. E cam așa de groasă. Mm-hmm. Adică are vreo
700 de pagini, să zic. Așa. Are foarte multe lucruri, dar cel mai important și unde vreau să ajung este tot stenografiat, practic, și scris. Tot procesul mareșalului Ion Antonescu scris în această carte. Așa zisul proces, de fapt. Așa zisul proces, da. Scenat. Și... s-o las, foarte interesant. Mai ales îl punem la loc pe Eminescu. N-a căzut Eminescu. N-a căzut. El s-a ridicat. A căzut și s-a ridicat. Da. Hey, și între timp mai vreau să... apropo și de Carol al Doilea. Să citesc un comentariu de-a lui Carol al Doilea din jurnalul său despre abdicarea fiului său. Așa zisul rege Mihai, noi știm, a fost rege, nu a fost rege. În sfârșit, spune așa, marți 30 decembrie 1947, o zi îngrozitoare, ce zi sfârșitoare, la 5 după amiază. Bietul și credinciosul Ribeiro telefonează că Reuters a comunicat că Mihăiță a abdicat astăzi la 3. Vestea a căzut ca o măciucă pe capul nostru, am rămas literalmente trăznit. Reprezentantul lui Reuters a și venit aici aducându-mi telegramele, care dau oar și cari detalii. La 3 a iscălit abdicarea și a dat o proclamație către popor, iar unele vești zic că la 4 va părăsi Bucureștiul. A și fost proclamată Republica Democratică Populară, alias sovietică. M-am apucat o furie auzind această știre. Cine dracul a pus pe Mihăiță să se întoarcă ca după o săptămână să plece în condițiile cele mai urâte și dând către popor o proclamație rușinoasă? Numai că abdica pentru el și urmașii săi. Interesant, atenție! Dar spune în proclamație că lasă poporului grija de a-și alege felul cum dorește să fie guvernat, considerând că monarhia este un obstacol serios în calea dezvoltării democratice a țării. Mă sufocă ideea că fiul meu ca suveran să poată să-și puie iscălitura sub un document astfel redactat. Toți luptăm pentru a arăta lumii că forma democratică nu numai că este compatibilă cu monarhia, dar că și asta este de fapt mai garantată sub un suveran decât sub un președinte, care întotdeauna un om de partid. Da? Și iată că acum Mihăiță declară sub iscălitura contrariul și în același timp autentifică actul de naștere a Republicii, forma de stat care nu poate permite României de a trăi. Fragmentul face parte din volumul al cincelea, l-am publicat și noi pe culturaromana.ro, din însemnările zilnice ale lui Carol al Doilea, între datorie și pasiune, apărută la editura Curtea Veche în 2001. Și acum o să vedem pe parcursul, să sperăm că avem timp să discutăm și despre asta, căci iată cum figur, avem. A privit, avem. Da, cum a privit Carol al Doilea, așa zis, abdicare. Bun, dar ce a dus practic către actul de la 23 august 1944? Ce poți să ne spui? Păi asta trebuie să fie legat în primul rând de un alt act de la 23 august, dar din 1939. Nu putem să vorbim de 23 august 44 până să nu vorbim de altă zi fatidică. Nu. Iată cum istoria se repetă la, da, 5 ani. Exact, exact. Interval scurt. Și tot 23 august. 23 august, da. Sunt două zile fatidice. Două zile fatidice plus 27 iunie 1940, ultimatumul, cedarea Basarabiei și nordul Bucovinei. Deci avem niște date crunte pentru poporul român, dar în momentul respectiv îl aveam încă pe Carol al Doilea. Da? L-aveam încă pe Carol al Doilea în putere din de pe urma noii Constituție din 1938, care desemna un singur partid, Frontul Renașterii Naționale, care va fi guvernat direct de către rege. La momentul respectiv trebuie menționat și o chestie foarte interesantă, lumea nu avea de unde să știe înțelegerea secretă dintre Hitler și Stalin. Nu avea de unde să știe pentru că toate statele încercau să uite de prima conflagrație, încercau să se reconstruiască ce s-a și întâmplat. România cunoaște o perioadă înfloritoare. Cea mai înfloritoare perioadă economică este în perioada interbelică.
Chiar și în timpul războiului avem niște cote și statistici de tremurau practic statisticile celorlalte țări. Negociam de la egal la egal cu toate țările din Europa. Aveam statut de lider, da, pe piața de resurse. Ce înseamnă petrol, ce înseamnă grâne. Eram în primele 10 țări. Și în primele 10 mai ales pe grâne, gaze, petrol, construcție de locomotive, da, neapărat de menționat, plus industria de armament. În fine, 23 august 1939, pactul de neagresiune sau de prietenie semnat între Stalin și noul său prieten Hitler. Oare? Acest pact era, de fapt, un alt moment, cum zicea și Mircea Dogaru, că istoria se repetă și proștii chiar o repetă, proștii fiind de foarte multe ori tot noi, și vedem după aia cum ne cade fața, prin ce trecem. De ce spun acest lucru? Pentru că, de pe urma războiilor napoleoniene, Imperiul German cu Imperiul Rus se aveau ca la cuțite. Evident și Franța, care încerca să stopeze, la un moment dat, mai mult prin dictatul lui Napoleon I, extensia imperiilor, de a crea state suverane, de a le reda independența. Practic de aia și codul napoleonian a fost adoptat și de România și de alte state surori. Ce s-a întâmplat e, lumea trebuie să știe, Germania și-a antrenat trupele din 1935 printr-un tratat economic și militar de susținere secret cu Uniunea Sovietică și-a antrenat trupele pe teritoriul Rusiei de azi. Printre care Rusia își antrenase trupele, o parte din trupe, mai ales escadrilele sale, pe teritoriul Germaniei. Fapt pentru care ar trebui să ne întrebe de ce a durat atât de mult războiul, mai ales între nemți și ruși, pentru că știau foarte bine oponentul, știau extrem de bine teritoriul. Și a fost un război de uzură, de fapt. Un război de uzură prin care cei mai buni ostași de ambele părți s-au măcelărit pe ordine date de doi demenți, Hitler și Stalin. Dar acești doi demenți, unul mai dement ca altul, vroia de fapt o reîmpărțire a sferelor de influență, respectiv Germania își va lua pe fondul vechiului Reich părți din Polonia, Cehia, părți, țările Baltice, iar celelalte jumătăți vor reveni Uniunii Sovietice. Totul pare ca o prietenie la o vodcă rusească de cea mai bună calitate, care dăinuie în timp. Și vreau să și nu numai vodcă, și whisky, nu? Că am tot scris acel articol în două părți. Sau șnaps. Să fie un șnaps, să fie de ambele părți, știi? Și vreau să dau citire, evident că vorbim de documente acum, din această cărticică, da? Foarte importantă. Foarte vorbă a memoriei europene. Stefan Courtois. Așa. 23 august 1939. Să înțelegeți un pic intențiile lui Stalin. De fapt, ce plănuiau de fapt în acest pact de neagresiune? Stalin, practic, găsim aici, la 7 septembrie, Gheorghe Dimitrov, secretarul general al Cominternului, este convocat la Kremlin. Jurnalul său, păstrat în mod miraculos în arhivele bulgare, cuprinde darea de seamă telegrafică a acestei întâlniri decisive, care dezvăluie adevărata strategie urmărită de URSS. Stalin începe prin a reaminti poziția leninistă cu privire la exacerbarea contradicțiilor interimperialiste, cuvintele lui Stalin. Dăm citire. Un război are loc între două grupuri de țări capitaliste, sărace și bogate, în ceea ce privește coloniile, materiile prime, etc. Pentru împărțirea lumii, pentru a domni asupra lumii. N-avem nimic împotrivă să se bată și ele acolo o vreme și să se slăbească una pe alta. N-ar fi deloc rău dacă, datorită Germaniei, situația țărilor capitaliste, celor mai bogate, și în special a Angliei,
s-ar clătina. Fără să vrea și fără să fie conștient de aceasta, Hitler zguduie sistemul capitalist. Noi îi putem manevra, îi putem atâța pe unii împotriva celorlalți, ca să se slăbească și mai tare. Dintr-un anumit punct de vedere, pactul de neagresiune îi e favorabil Germaniei. Data viitoare va trebui să mișcăm puțin lucrurile de cealaltă parte. Înainte de război era perfect justificat să ne opunem fascismului prin regimuri democrate. În cazul unui război între puterile imperialiste, nu mai trebuie proceda la fel. Separația între statele capitaliste fasciste și cele democrate nu mai are sensul inițial. Războiul aduce o schimbare radicală. Însă, în condițiile unui război imperialist, e vorba tocmai de abolirea sclavagismului. Jurnalul lui Dimitrov, scos de la naftalină în 2005. De ce face practic? Aici ne dă un duș cu apă rece, răstoarnă foarte multe chestii care le-am învățat noi despre capitalism, despre democrație, prin spunând că, de fapt, democrația este primul pas către socialism. Interesant. Și cum? Prin atâțarea celorlalți. Deci, planul lui Stalin era de la început știut că va declanșa un război prin acest pact de neagresiune, care se transformă în agresiune. El știa că Hitler, mai devreme sau mai târziu, el va fi cel care va declara război. Singura bubă a lui Stalin era dacă Japonia va ataca Uniunea Sovietică. De ce? Pentru că o mare parte din trupe erau comasate la granița cu Japonia, după urma războiului cu Japonia a Rusiei din 1905, un dezastru al Rusiei în timpul Nicolae al II-lea, foarte, foarte prost susținut și întreținut de capii militari de atunci. Și el aștepta, practic, OK-ul să comaseze toate trupele de la granița cu Japonia către Est. Pentru asta a avut nevoie de un spion de-al lui, Richard Sorge, care îi dă mesajul, fiind în misiune în Japonia, spunând că Japonia nu va ataca Uniunea Sovietică. Și aici avem celebrul Stalingrad, care primește întăriri. Până la Stalingrad, Stalin deja, putem spune că prevedea războiul cu Germania. De ce? Pentru că era necesar. Uniunea Sovietică era în colaps. Era în colaps financiar de atunci. Și se baza foarte mult pe economiile țărilor suverane până atunci. România, Polonia, Iugoslavia, Cehoslovacia, Bulgaria, țările Baltice. De unde știm chestia asta? Deci știm foarte, se poate găsi mai ales în statisticile despre grânele, despre materiile prime, despre oamenii care i-au pierdut până atunci pe front, vorbind de niște pierderi omenești cu milioanele până la terminarea războiului. Și spunând că resursele Uniunii Sovietice se termină. Așa că e nevoie de un război. Nu? Și cum poate un război să-i crească resursele? Prin jaf? Prin ce? Cel mai bine. Creșterea industriei de armament mobilizează toate resursele disponibile la momentul respectiv și toți oamenii. Toată mâna de lucru, inclusiv femeile, sunt băgate în industria de armament. Atât în Germania, cât și în Uniunea Sovietică. Avem exemplele în care la începutul războiului, mai ales în cazul Uniunii Sovietice, nemții au câștigat foarte mult teren. Știm cazul cu Blitzkrieg-ul, cât de repede au putut cuceri și practic lovi niște puteri ca Franța. Și în același timp, Uniunea Sovietică nu dispunea de armamentul necesar. Vorbim de o criză economică prin care trecea din 1935, din timpul Marii Terori, prin care Stalin își ucisese cei mai abili comandanți.
Nu neapărat asta, dar și se zice cei mai abili economiști. Dacă tu nu mai ai oameni specializați și pregătiți în domeniile respective, tu practic ești secătuit de resurse. Nu mai știi cum să manageriezi, se pierd, cum să controlezi toate aceste lucruri și se pierd. Se pierd foarte mult. Și Stalin avea planul de mult timp, din perioada interbelică, de a subjuga statele cu resurse importante. România, dacă vorbim de noi, grâne, avea plan pentru noi de a fi grânarul Uniunii Sovietice. Polonia, industrie grea, tancuri, producție de armament. Iugoslavia, producție de avioane. Bulgaria, iar grâne și alte resurse pe lângă. Și ieșirea la Ucraina la Marea Neagră. Ucraina care măcar nu e un stat. Mi-e milă de frații noștri din Ucraina pentru că ei practic nu au o istorie a lor. Ei mai degrabă sunt de fapt o regiune fără istorie suverană. Au fost tot timpul contopiți de toate, cele mai multe ori. Și asta era planul. Și planul devine, prin acest pact de neagresiune, el știe că Hitler îi va pica în capcană. Și asta se întâmplă. Hitler îi declară război în ciuda avertizmentelor generalilor săi să nu repete dezastrul lui Napoleon, atacând Uniunea Sovietică exact în august-septembrie, când începe deja, practic, aerul rece să se simtă în Rusia, mult mai devreme ca în celelalte țări, și începe să se așterne în nisoarea. Un dezastru pentru armata germană. Da. Deci, practic, un colos cam gol pe dinăuntru, Uniunea Sovietică, a avut nevoie de alte state, stătulețe, alte țări, oricât de mici, dar bogate în resurse, să supraviețuiască, nu? Exact. Practic să se mențină pe umerii noștri. Ceea ce s-a și întâmplat, mai ales după 1945. Ei au subt, și la ei nu mă refer la ruși, că sunt frații noștri. Eu mă refer la sovietici. E o diferență. Și oamenii nu înțeleg chestia asta. Da, parcă e un alt popor. E un alt popor, o clică, care i-a subjugat pe ruși foarte mult. O clică care nu are nicio legătură cu istoria militară a Rusiei și cu relațiile ei cu celelalte state. Nici de cum. Este o clică bazată pe subjugarea, pe modelul imperiilor exact, mă rog, mongole, hune, de a contopi și a cotropi popoarele plătind biruri și sugând de pe urmă tuturor statelor. Asta s-a întâmplat și vom dezvolta mai departe, ușor, ușor, că e mult, e pe etape, de-abia am început. A existat un precedent pentru actul de la 23 august 1944, iată, dragi prieteni, 23 august 1939, dar am putea să spunem că a mai existat și un alt precedent, pentru că toate au fost plănuite de îndată ce, odată intrat în primul război mondial, istoria repetându-se, urmează și un al doilea, probabil și un al treilea, urma să fie după 1950, bineînțeles, ceva devastator pentru întreaga Europa și apoi devastator pentru întreaga omenire. Nu s-a mai întâmplat. Iată-ne în 2021, o să vedem pe parcurs cam de ce am ajuns, cum am ajuns astăzi, ce s-a întâmplat în trecut, pentru că până la urmă dai timpul înapoi. Vrei să vezi, domnule, pe unde am luat-o pe arătură. Când am început să deviez, care a fost răscurcea de drumuri la care am ajuns și am luat-o pe stânga, de-a dreptul. A luat-o pe stânga, de-a dreptul, da. Da. Bine spus. Până la urmă, hai să vedem personajele principale. Mihai,
regentul Mihai, așa zisul rege Mihai, n-a mai avut răbdare până să se semneze armistițiul dintre Antonescu și Molotov. Și de ce? Asta este întrebarea. Tu ce spui? Tu ce poți să ne spui? De ce nu a mai avut răbdare? Care au fost considerațiile lui personale sau el a fost manipulat din spatele scenei de către alte personaje care îl țineau practic sub control? Aceleași personaje care l-au controlat și pe tatălui, pe Carol al II-lea. Mihai este un personaj tragic, foarte tragic pentru istoria României, în sensul că a fost manipulat mult mai grav decât tatălui. Tatălui, în ce sens a fost manipulat? Cei care, de fapt, controlează sfera economică și politică sau clica din spatele multor decizii de a-și subjuga popoarele, și asta nu e nicio conspirație, asta se poate, sunt foarte mulți oameni care, și fiecare poate să înțeleagă exact cum se mișcă lucrurile și cine manipulează, de fapt, deciziile. Carol al II-lea, de fapt, menționează chiar și în jurnalele lui, la un moment dat, cine sau, mă rog, așa, pe alocuri, cum a fost, practic, subjugat ușor-ușor, cu toate că el a ținut legătura cu Antonescu, care era reprezentantul său direct în țară pe probleme interne, el fiind în exil în Mexico și având discuții constante între Antonescu și el. El se baza foarte mult pe Antonescu, pentru că era singurul capabil să conducă țara în caz de necesitate ca al doilea război mondial, în lipsa măriei sale. Mihai, pe de cealaltă parte, el are o educație aleasă, este crescut mai mult de mama sa. De ce spun acest lucru? Contează foarte mult în creșterea unui viitor rege, mai ales că, având și acea problemă și știm, acea deficiență de vorbire, el a fost și a spus de multe ori în interviurile sale, s-a simțit cumva inferior în față de ceilalți colegi de-ai lui, s-a simțit cumva văzut cu anumiți ochi. Caracterul lui Mihai nu este clădit foarte bine, nici Carol al II-lea nu se ocupă prea bine, chiar dacă el l-a trimis la cele mai bune școli, cum am citit în jurnalul său, cele mai bune pregătiri, cea mai bună școală militară și toate pasiunile sale practic permise, nu e suficient. Trebuie să te ocupi de copil, cum spune, exact ca un părinte care trebuie să aibă grijă de toate aspectele copilului său, emoțional, motor, intelectual, nu e suficient să-l pui. Deci vorbim de, tu trebuie să clădești un om să conducă o țară, adică trebuie să clădești un viitor lider, nu? Oamenii au niște așteptări de la tine. Și avem după aceea, el trăiește practic în umbră, pentru că Carol al II-lea știa că nu se poate baza pe Mihai. Mihai este, având cât 17-18 ani, în începutul războiului, da, atât are. Un băiat lipsit de experiență, chiar lipsit de experiență, care trăiește în umbra lui Antonescu. În urma trăirii în umbra lui Antonescu, el a suferit extrem de tare pe partea asta. Putem spune că orgoliul lui a avut de suferit. Și acest lucru l-a determinat să, unul la mână, să ia frâiele de capul lui, dar, nu de capul lui doar, a avut înțelegeri cu sovietici. Aceste înțelegeri dinainte sau pe lângă înțelegerile lui Antonescu cu Molotov, Mihai are înțelegeri, o altă înțelegere separat, în cazul în care nu merg înțelegerile cu, sau nu decurge planul cum trebuie, cu Antonescu. Deci, să țineți minte, sovieticii jucau la mai multe capete. Au avut mai multe asuri în mânecă. Asta e unul din aturile lor. De aceea trebuie ascultați toți defectorii din partea de est a Europei, mai ales sovietici, către vest. Trebuie ascultați pentru că ei știu exact procesul sau metoda de propagandă a știrilor false sau, cum spunea un faimos profesor și defector, Yuri Bezmenov, un om pe care îl recomandăm, mai ales și să-l urmăriți cu interes pe YouTube,
are planul prin care KGB-ul primea peste 80% din fonduri, din fondurile de la Uniunea Sovietică, direct pentru propagandă și știri false și de a juca lumea pe mai multe planuri, pe mai multe variante și de a juca și a schimba opiniile jurnaliștilor, de a schimba opiniile cadrelor didactice, prin care se vede astăzi cum sunt pregătiți generații de profesori pe o mentalitate de stânga. Și nu trebuie să creadă neapărat în leninism sau marxism, nu, comunismul nu este un regim, este o gândire. Deci este o gândire, este o metodă de a vedea lucruri, o metodă de subjugare, o metodă de a face oamenii să plătească mai multe taxe, mai multe taxe. Multe state democratice trăiesc în comunism, fără să-și dea seama, fără să-și cunoască istoria, de fapt. Multe state capitaliste, evident, trăiesc în același fel. Deci nu e numai la nivel istoric. Noi așa am fost învățați. Dar tot ce înseamnă subjug prin mai multe taxe, mai multă răsfrângere a libertăților, promovarea fricii prin toate metodele posibile și folosirea mass media, ce se întâmplă și astăzi cu cum suntem manipulați ca oile și banii băgați cu duiumul, chestia asta, este un manual bine pus la punct din anii 30 de către URSS. Deci, finanțat de anumite grupuri de interese, evident, care conduc din umbră. Grupuri de interese care, de fapt, am putea să vedem consultând cartea lui Anthony Sutton, că provin de pe Wall Street. Goldman Sachs spune ceva, bineînțeles, Lehman Brothers spune altceva, bineînțeles, dar toate acestea, nu știu, mie mi se pare ca un joc de poker, apropo de cacea al male, da? Cine ia cel mai mare pot. Da. Și într-un joc de poker există pierzători, câștigători, ca în oricare alt joc de cărți, unii care joacă la cacea al male. Dar sunt foarte abili în manipulări subtile. Cunosc foarte bine psihologia. Noi am publicat, apropo de chestiunea aceasta, câteva din punctele, nu știu dacă sunt toate, dar câteva măcar sunt. Chiar vă invităm să le studiați. Sunt foarte actuale. O să vedeți, sunt, dacă le citiți, o să recunoașteți multe dintre ele, cei care încă vă dați seama în ce lume și ce fel de viață ducem, ce lume trăim. Directivele NKVD pentru țările din Europa de Est. Sunt câteva puncte, după cum v-am spus. Au fost scrise de către NKVD, apropo, a fost precursorul KGB-ului de astăzi. A fost scrise de către Lavrenti Beria în 47. Unul dintre cei mai mari criminali, mai mari decât Stalin. Lucrat la ele, da, foarte, adică printre cei mai mari, Beria, Makarenko. Oamenii de dreptul, astăzi am putea să spunem, domnule, ăștia sunt bolnavi psihic, adică, exact. În fine. Dar putem să spunem că datorită acestor sângeroși, milioane de oameni au fost deportați, uciși, torturați. Cei mai abili. Multe suflete au fost atinse, da. Nu numai ai Rusiei, dar da. Și, deci și până și Rusia a fost atinsă de acești indivizi. În sfârșit, revenind la 23 august 1944, care au fost cele patru puncte principale ale armistițiului original? Păi, Antonescu își trimisese, trebuie să menționăm acest lucru, își trimisese miniștrii de externe, responsabili pe această problemă, îl trimite pe prințul Știrbei la Cairo și la Ankara pentru a face negocieri separate cu anglo-americanii de o garantare a suveranității României la ieșirea din război. Îl trimite de asemenea, sunt negocierile de la Stockholm cu Uniunea Sovietică pentru garantarea unei suveranități și păstrarea
independenței României după 1945, cu plata unor daune de război, evident. Mai sunt negocierile de la Berna și de la București, prin care se negociază un armistițiu de ieșire din război de partea Germaniei. Deci s-a negociat cu toate părțile. El și-a trimis oamenii peste tot. În același timp, Iuliu Maniu, până să spun cele patru puncte, e important de menționat toate persoanele implicate, Iuliu Maniu, chiar dacă nu era de acord cu Antonescu, pe acest punct, împreună cu Dinu Brătianu, au făcut front comun și susțin negocierile, mai ales de partea lui Maniu, cu englezii, de a garanta României, și aici vom vorbi de o altă trădare de partea englezilor, de garantarea granițelor, de păstrarea independenței României. Maniu personal fiind un colaborator al rezistenței engleze și menținând contact tot timpul cu ce se întâmplă în țară privința acestor negocieri. Cele patru puncte principale pe care Antonescu reușise să le câștige cu Molotov până urma să fie ratificat erau acestea. Primul punct, Basarabia și Bucovina vor reveni patriei mamă, România, împreună cu Transilvania, prin abolirea dictatului de la Viena, un alt dictat impus nouă de către Italia și de către ministru Ciano și Ribbentrop, României, de a rupe o parte din țară și de a reveni Ungariei, o aliată a Germaniei, pentru ca Hitler să nu aibă probleme între aliații săi. Avea mai multă bază pe, să zicem, pe Ungarie în cazul în care România ar fi declanșat război și de aceea s-a păstrat această legătură. Trupele respective vor fi de ocupație pe baze româno-sovietice. Da? Al doilea punct, România va plăti despăgubiri de război în valoare de 300 de milioane de lei, o sumă impresionantă la momentul respectiv, da? Uniunii Sovietice pentru daunele provocate în urma războiului. Legat de chestia asta, după acel moment, România a plătit pe mulți ani, mai ales pe parcursul anilor 50, miliarde de lei Uniunii Sovietice și mai ales nu neapărat prin bani, cât prin resurse, prin grâne, prin factor uman de muncă și mai ales petrol și gaz. Al treilea punct. România își va păstra suveranitatea și independența prin garantarea unor alegeri democrate. Aici e de discutat. E discutabilă pentru că știm și noi ce s-a întâmplat în 46, pe varianta actuală a așa zisei alegeri libere din 46, care au fost niște fraude masive în tot blocul estic. Și mai ales că aici e de discutat de trădarea Angliei față de țările din Europa de Est. Da? Deci avem celălalt exponent. Iar punctul 4 era recunoașterea statutului României de co-beligerantă. România întoarce armele împotriva Germaniei, nu participă la război, se declară neutră, se va declara neutră, dar va fi de partea aliaților și va susține războiul nu prin factor uman, cât prin factor economic. Grâne, practic tot ce înseamnă efort masiv de război, în afara factorului uman. Da? Astfel, România își va păstra statutul de stat victorios împreună cu aliații, când va trece de partea aliaților. Acestea erau cele patru puncte. Extrem de importante. Da, ne-ar fi scos bine. Hai, al treilea. Bazma curată, ar spune alții. Al treilea nu s-ar fi îndeplinit, s-ar fi întâmplat la fel, doar că nu am mai fi avut acel experiment oribil. Am fi fost ca polonezii sau ca bulgarii, având
și o deschidere un pic spre veste, un pic mai multă, sau ai fost ca iugoslavii sau cehoslovacii, na, 50-50%. Dar aici e de discutat foarte mult, pentru că existau de asemenea și înțelegerile separate între Carol al II-lea și Molotov de a reveni, o posibilitate de a reveni în țară în anii 50, de a reveni la tron, de a se respecta statutul monarhic și de a păstra o legătură de prietenie pe parcursul acestei păstrări monarhice, pe faptul pentru care Carol al II-lea nu a fost de acord. Și un alt aspect era un alt motiv care Carol a fost jucat de ruși, dându-și seama de alt plan al rușilor care vreau să-l folosească pe alte idei. Asta ca completare, în plus la punctul al treilea din armistițiu. Bun. Păi și de ce nu s-au pus în practică astea patru puncte și, practic, cum s-ar fi realizat echilibrul ăsta între cobeligeranții? Păi, practic, în urma loviturii de stat de la 23 august, Ion Antonescu fiind arestat și Mihai făcând proclamația către țară, noi acum aveam un guvern de Uniune Națională între țărăniști liberali și o parte din comuniști proaspăt recunoscuți și eliberați din închisoare. Da? Lucrețiu Pătășcanu fiind reprezentantul direct. Fapt pentru care comuniștii după aceea și-au folosit 23 august ca un fel de victorie națională. E o dată foarte interesantă în același timp și foarte controversată de ambele părți. Ei în istoriografie, după al doilea război mondial, se învăța la școală foarte mult expunerea glorioasă și importantă a oamenilor muncii în actul de la 23 august 44. Nu este denegată oricum implicația lor prin Pătrășcanu. Da, au avut, dar au fost foarte puțini oameni și foarte mult manipulați de sovietici. În primul rând, nu au avut ei o capacitate independentă de a lua decizii. În niciun caz. Și multe manipulări, mai ales de celebrul istoric Mihail Roller. Poate vom vorbi despre acești falși istorici sau creatori de cărți într-un alt podcast, pentru că e de vorbit. Da, sau Lucian Boia. Sau, desigur, colaborator al securității dovedit. Activ, că au fost și alții care nu au fost atât de activi sau au dat minciuni ca să scape. În fine, revenind la ce vorbeam, practic prin arestarea lui Antonescu se pierde omul de legătură în armistițiu. E exact ca o afacere răsturnată, eșuată. Eu și cu tine, Patrick, avem o înțelegere serioasă, se întâmplă ceva cu unul dintre noi și nu neapărat că nu a un la mână. Una e să anunți că se întâmplă ceva și va fi altcineva și alta e să nu anunți pe nimeni. Și să apar hop-top din senin cu oameni pe care nu-i cunoști. Păi stai puțin, eu am vorbit ceva cu omul respectiv, eu nu te cunosc, eu nu știu ce intenții ai, eu nu știu ce vrei să faci. Și plus de asta, când cineva vine la tine și spune acceptăm tot ceea ce ne spuneți dumneavoastră, fără să vii cu nicio propunere, fără să vii cu nicio părere personală și mai ales în cazul într-unui armistițiu, Mihai acceptă tot ceea ce sovieticii ne-ar impune nouă sau ar fi la dispoziția Uniunii Sovietice, ceea ce e un act teribil. Înțeleg pe Carol al II-lea în momentul respectiv, cred că s-a dat capul de pereți. Mai ales când a auzit de această oribilitate. Și un alt aspect e că în momentul în care comisia respectivă vine la Moscova pe 12 septembrie să semneze armistițiu, pentru care noi nu am impus absolut nimic, nu am renegociat nimic, tot ce s-a negociat tot ce s-a încercat a se negocia la Ankara, Cairo, Stockholm, pică dintr-o săgeată. Chiar dacă au fost eșuate cu anglo-americanii, mai aveam o șansă cu sovieticii. Molotov îi răspunde lui Pătrășcanu la momentul respectiv: Antonescu reprezenta țara, voi nu reprezentați pe nimeni. Asta venind de la tătucii lor. Da?
Ce înseamnă asta? Înseamnă că, exact ca într-o afacere eșuată, păi bine, dacă nu am mai vorbit cu el și tu accepti tot ce spun eu, păi eu pot să fac ce vreau, pot să impun orice măsură și orice nou regulament și orice înțelegere. Nou, dacă tu dai din cap și nu vii cu nimic, îți câștigi statutul de sclav, pentru care noi plătim daune astăzi de pe urma acelei acceptări, fără să propunem nimic. Vom fi evident criticați aspru pentru acest lucru, pentru ce zic, dar nu zic eu. O zic documentele. Și tot ceea ce se spune, că România a scurtat războiul cu 6 luni. Da, ok. Cum l-a scurtat? În ce condiții? Așa zis și prieteni sovietici. În urmă că am văzut că am devenit prieteni acum, primul lucru, Mihai spune în declarația pentru țară, trupele române vor primi trupele sovietice ca aliați. Nu se va trage niciun foc. România au făcut chestia asta, dar cu o mare plată. 170.000 de ostași, în momentul în care am devenit aliați, sunt arestați și trimiși la gulag. În același timp, în Basarabia, peste 40.000 de români basarabeni iau drumul gulagului. Începe acel proces tipic al lui Stalin de deznaționalizare, de înlocuire a populației locale cu ruși, care se vede astăzi, mai ales se văd aceste conflicte etnice între extremiști, toți își declară pământurile, toți își... Aici a fost tatăl meu. Ba nu, aici a fost tatăl meu. Atât românii cât și rușii, care ambii au dreptate, dar acesta e un proces machiavelic prin care extrem de dificil poți negocia. Doar printr-o înțelegere frățească s-ar putea ajunge și o înțelegere bine pusă la punct. Dar e cazul Basarabiei, e cazul Transnistriei, e cazul Ucrainei sau, în traducere, țara de la margine, Ucraina, asta înseamnă, de fapt, provincie care a aparținut din timpul lui Ștefan cel Mare Moldovei, țara de la margine. Așa, Marea țară a Moldovei, da. Marea țară a Moldovei, da. Nu ne credeți pe noi, puteți căuta pe net și puteți căuta documente și vom pune și noi, cât de curând vom urca acele documente, ca să vedeți că... Da, vorbim. Este timpul. Ca să vedeți că vorbim pe... Da. Da. Dureros, dar trebuie cunoscută istoria. Nu trebuie să fim, atașați de nicio personalitate sau persoană istorică. Trebuie să studiem la rece. Pentru că studiem la rece și pe baza documentelor care au rămas, că multe au fost distruse, foarte multe, putem face aceste analize.